Ședință de îndată la primăria Pașcan pentru o investiție importantă la spitalul de urgență din municipiu. Consilierii locali au fost convocați în grabă de primarul Dumitru Pantazi astăzi de la ora 10 pentru a aproba două proiecte de hotărâre. Ele sunt necesare pentru depunerea documentației la Agenția pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est în vederea obținerii unei finanțări de 10,4 milioane de lei, cel târziu până duminică 21 octombrie. Managerul spitalului, doctorul Costică Pânzaru, prezent la ședință, a explicat că este vorba despre modernizarea ambulatoriului. Se are în vedere dotarea acestuia cu tehnică de ultimă generație și extinderea lui. Acum au fost 5 cabinete, adică le-a. Este ceva din comitatul local care a făcut adesea la Ministerul Sănătății un domn care vrea cardiologie. Și am aprobat, s-a aprobat 10 paturi de cardiologie în structura spitalului. Acolo va fi un ambulator, deci cardiologia, ORL-ul, oftalmologia, endocrinologia și diabetul. Deci 5 cabinete noi, cu lifturi pe scara exterioară pentru cei pacienți care sunt cu toți, o să avem un mic handicap, fie nu mișcăm piciorul sau nu. Deci e construcție separată cu extinderea ambulatorului și după aceea dotarea celorlalte 70 cabinete cu o sumă foarte mare. Proiectul a fost aprobat de cei 16 consilieri prezenți. Doctorul Costică Pânzaru le-a mulțumit aleșilor locali pentru vot și a anunțat că spitalul va demara încă un proiect de amploare pentru extinderea compartimentului de primiri urgențe. Este vorba despre o investiție estimată la circa 4 milioane de euro, pentru care administrația locală caută surse de finanțare. Aștept că sper în decembrie să aprobăm extinderea, deci construcția CPU-ului, care este o valoare foarte mare, de 4,3 milioane de euro, care nu-i plătim, nu-i plătește altcineva, și încă 5 plăți. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Menționăm că proiectul pentru modernizarea ambulatoriului este finanțabil în proporție de 75% din fonduri europene, 13% din fonduri guvernamentale și doar 2% din bugetul local. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași a organizat astăzi Bursa Locurilor de Muncă la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Ediția din această toamnă a fost dedicată în special absolvenților, dar nu au fost neglijate nici celelalte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La evenimentul organizat astăzi de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, vorbim de Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. În municipiul Pașcani au participat 34 de agenți economici care au pus la dispoziție 514 locuri de muncă. Din cele 300 de persoane care au participat la eveniment, 121 de absolvenți au fost selectați în vederea susținerii interviului de angajare, iar 6 dintre aceștia au fost încadrați pe loc, deci urmează ca în cursul zilei de luni să înceapă activitatea. Angajatorii prezenți la eveniment au avut posibilitatea de a primi informații detaliate de la specialiștii AJFM Iași referitoare la legea internship-ului, legea privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și legea uceniciei la locul de muncă. De asemenea, în cadrul parteneriatului cu ISJ Iași, care are ca principal obiectiv facilitarea tranziției către un loc de muncă a viitorilor absolvenți, elevii din anii terminali ai liceelor și școlilor profesionale au participat astăzi la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți ca un prim pas în familiarizarea cu cerințele angajatorilor din diverse domenii de activitate. Sute de elevi din învățământul primar de la școala gimnazială Iordache Cantacuzino din municipiul Pașcani au mărșăluit prin oraș vineri 19 octombrie și nu oricum, ci îmbrăcați în portul popular tradițional cu steaguri și baloane tricolore în mâini. Marșul Cantacuzinilor, așa a fost denumită activitatea. Thank you.
acțiunea de astăzi face parte din proiectul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Școala pentru Valori Autentice. În luna octombrie avem o temă legată de civism și leadership, iar acțiunea noastră de astăzi a fost numită Marșul Cantacuzinilor. Deoarece școala noastră poartă numele marelui vestiernic al domnitorului Vasile Lupu, ne-am gândit că putem organiza această acțiune închinată României mari prin distribuirea de pliante și steaguri cetățenilor orașului pentru a-i sensibiliza și a-i conștientiza de necesitatea afirmării valorilor autentice românești. Copiii au pornit de la școală, au traversat petrecerea de pietoni aproape de oficiul poștal din zona Deal și s-au oprit apoi în piațeta din fața primăriei Pașcani. Pe drum au strigat diferite mesaje pentru România. La destinație au format un cerc care a cuprins toată zona din fața clădirii și au cântat imnul național al României. Elevii au vrut să atragă atenția prin această activitate asupra valorilor românești și să sărbătorească cei 100 de ani de România. Sunt responsabil pe acest proiect pentru învățământul primar, pentru gimnazial și pentru întregul proiect, răspunde doamna Hariga, care este consilier educativ. Activitățile în cadrul acestui proiect au început cu activitățile la clasă, în care copiii au confecționat pliante, hărți ale României mari, au învățat despre ce înseamnă România mare și când a avut loc România mare. Și ei au venit cu niște mesaje pentru cetățeni, pentru a-i sensibiliza, pentru a afla despre cei 100 de ani de România și despre a spune ce înseamnă Românie, ce înseamnă România pentru noi. România pentru mine înseamnă o țară frumoasă, cu tradiții, cu forme de relief care nu se găsesc în alte țări și e cea mai frumoasă țară pentru mine din întreaga lume. România are multe bogății naturale și cum ar fi Delta Dunării. Unice în lume și în Europa, avem da? Avem strămoși, da? Strămoșii noștri ne-au lăsat multe lucruri bune și noi trebuie să avem grijă de ele. Deoarece ei au luptat ca să avem o Românie curată. Avem lucruri frumoase și ar trebui să le respectăm, să facem curat la mediu, să avem o țară cât mai frumoasă. Ia ca simbol național astăzi, uitați aceste frumoase costume populare pe care le purtăm, o parte din fete și din băieți, foarte frumoase, autentice, păstrate de la bunici, de la străbunici, unele mai noi, reactualizate, dar în semn de respect pentru tradiție și reactualizarea înseamnă promovarea și a portului popular românesc. Menționăm că Școala pentru Valori Autentice este un amplu proiect educațional lansat în premieră în județul Iași. Principalele obiective vizează cultivarea valorilor umane clasice la elevii din unitățile de învățământ preuniversitar și nivelurile de școlarizare, dezvoltarea climatului organizațional și promovarea unui mediu armonios, sigur și sănătos, precum și sensibilizarea cu privire la nevoile comunității și implicarea activă în viața cetății.
Propunere inedită, dar de folos din partea unui parlamentar din județul Iași. Deputatul Petru Movilă de la PMP a depus un proiect prin care autoritățile să fie obligate să organizeze măcar o dată pe lună o conferință de presă. Acest lucru face referire strict la cei care derulează proiecte cu fonduri europene. Inițiativa are ca scop transparentizarea activităților publice și accesul la informații de interes public. Proiectul de lege este absolut necesar pentru că în comunitățile locale, instituții publice sau societăți comerciale implementează proiecte pe fonduri europene și conform reglementărilor internaționale europene, acestea sunt obligate ca periodic să facă conferințe de presă sau comunicate pentru a informa în permanență cetățenii privind evoluția stadiului implementării acestor proiecte. Din păcate, la noi, în România, acest lucru nu s-a întâmplat. Foarte mulți șefi de instituții, în special instituții, au făcut conferințe după bunul plac sau după interes. Ori prin acest proiect de lege venim și obligăm ca lunar autoritățile publice să organizeze conferințe de presă pentru aducerea la cunoștință informațiilor de interes public referitoare la aceste proiecte. Potrivit textului din proiect, cei care nu ar respecta această prevedere riscă și amenzi. Valoarea este cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei, iar aplicarea se va face pe plan local de către instituția prefectului, iar pe plan central de către guvern prin secretariatul general. Menționăm că Senatul este prima cameră sesizată cu acest proiect, Camera Deputaților fiind for decizional. Mai este o săptămână până când actorii amatori din Pașcan și zonele apropiate vor evolua pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcan. Pentru al treilea an consecutiv, instituția de cultură organizează Festivalul de Teatru pentru Elevi Rampa Teatrală. Evenimentul va avea loc pe 27 octombrie, anunță conducerea. Vor fi trei categorii de concurenți de la clasele 1 și până la clasele 12-a. În perioada 27 octombrie 2018 va avea loc la Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani cea de-a treia ediție a Festivalului de Teatru pentru Elevi, Rampa Teatrală. Festivalul va avea următoarele secțiuni, clasele 1-4, clasele A5-a, A8-a și clasele A9-a, A12-a. Concursul este coordonat de regizorul Aliona Gâtlan, iar regulamentul îl puteți descărca de pe site-ul Instituției de Cultură. Regulamentul acestui festival îl puteți descărca de pe site-ul Casei de Cultură, culturapascan.ro. Aș dori să menționez, coordonatorul acestui festival este Aliona Gâtlan, referentul Casei de Cultură din Pașcani. Menționăm că la fiecare categorie vor exista 3 premii plus mențiuni sau premii speciale. Juriul va fi selectat de către organizatori și va avea în componența sa persoane abilitate din domeniul teatral și artistic. O nouă fabrică ce își propune să angajeze 200 de oameni și-a deschis porțile joi 18 octombrie în localitatea Cristești. Unitatea de producție aparține companiei austriece Unvel Tehnic și pune la dispoziția clienților produse prefabricate din beton pentru construcții supra- și subterane și categoria canalizare, precum cămine sau tuburi. Panglica noii unități a fost tăiată de cei din conducerea companiei și primarul Constantin Bolohan. Să fie într-un ceas, vreun într-un ceas, nu știu cum. Doamne ajută! Doamne ajută! Asta o păstrăm? Da, sigur. Era un bine venit. Haideți să luăm pâinii cu sare. Conform tradiției românești, domnul Claus. Probabil cu sare, cu sare. Da, da. Investiția aduce un plus valoare comunității din Cristești, atât prin plata taxelor și impozitelor la bugetul local, estimate la circa 200.000 de lei anual, cât și prin locurile de muncă ce vor fi create în fabrică. Azi inaugurăm cea de-a treia fabrică în România,
activitate SVM Veltehnic România a început în anul 2003. Suntem la a treia investiție Greenfield, adică pornită de la zero. Activăm în momentul de față cu două fabrici, una la Orțișoara, județul Timiș, și una la izvorul Giurgiu. Acesta, cum v-am spus, este a treia fabrică din România. Suntem mândri că după o activitate de 3 ani de zile am reușit să o finalizăm. Reprezintă un pas important pentru atât pentru Comuna Cristești, județul Iași, dar și pentru Moldova, pentru că investițiile care se vor face în rețele de canalizare, în drumuri, în autostrăzi, în construcții civile, vor necesita produse prefabricate din beton. Condițiile în care ne puteți preciza care ar fi contribuția dumneavoastră a firmei anual la bugetul local al comunei? Estimez undeva la peste 200.000 de ron numai din partea de impozite. După care mai sunt și celelalte contribuții care se reîntorc către bugetul local și, bineînțeles, crearea de locuri de muncă care va absorbi din această regiune, din Comuna Cristești, majoritatea lucrătorilor sau muncitorilor necesari în fabrică. Această investiție pentru Comuna Cristești înseamnă cea mai mare investiție care generează locuri de muncă, cum vă spuneam. Se creează conexiune între toate balasele din comuna noastră, aduce bani la bugetul local. Pentru mine este o mândrie. Este o mândrie pentru mine, pentru Primăria Cristești, că firma Veltehnic a investit în comuna Cristești. Ăsta este de la începutul. Discutam cu domnul director Gabriel Nicolae, o să mai extindă fabrica, după cum v-a spunea dumnealui. Și la final am înțeles că o să ajungă la o valoare de 5 milioane de euro și vor lucra aproape 200 de oameni. Spre finalizarea investiției, da. La finalizare, da. Mai mult, materia primă este luată de la balastierele din zonă și astfel îi ajută și pe acei agenți economici pentru a-și crește profitul. Avem două parteneriate încheiate în momentul de față cu furnizori de agregate, pentru că, sigur, cel mai rentabil este să se folosească produse din zonă. Nu are niciun sens să transportăm agregate de la peste 30-40 de kilometri distanță de fabrică. Deci produsele sau materiile prime se vor achiziționa local. Avem deja două parteneriate, după cum am spus. Inclusiv aceste două parteneriate au început încă din faza de investiție, unde a fost necesar să achiziționăm materiale pentru construcția fabricii, dar și în continuare o să mergem pe colaborare cu producători locali. Edilul comunei i-a asigurat pe investitori austrieci de tot sprijinul administrației locale și facilități în ceea ce privesc taxele și impozitele. Facilitățile din partea primăriei pentru oricare investitor înseamnă să-i asigurăm la investitor rețeaua de gaze, rețeaua de canalizare, rețeaua de aducțiune de apă, energia electrică care este în toată comuna și, bineînțeles, nu o să-i sufocăm cu taxe și impozite mari la început. De regulă, noi am hotărât primii 3 ani de zile să nu plătească taxe și impozite. Dacă, pentru început vorbesc, da, dar fiind având în vedere că s-a început producția, vor plăti într-o limită mai mică de taxe și impozite ca să putem, adică să-i ajutăm să lucreze cu drag și, după cum spuneam, să nu-i sufocăm cu taxe mari și impozite. Totodată face demersuri ca tot mai multe firme să își deschidă puncte de lucru în Cristești și vrea ca în zonă să fie amenajat un parc industrial. În acest sens, în luna noiembrie va avea o întâlnire cu o delegație din Italia. Și acum am hotărât să facem un parc industrial pe cele 90 de hectare care este prins în Pug, și atunci când vom finaliza Pugul vom beneficia de acest parc industrial și vom putea face și alte investiții, pentru că este necesar să facem, să ne dezvoltăm noi ca și comunitate. Este prins în Pugul, cum spuneam, Pugul este în lucru, cred că în anul 2019 îl vom finaliza
Și atunci vom beneficia de acest parc industrial să vină și alți investitori. Cum vă spuneam mai înainte, pe 3 noiembrie avem o delegație din Italia care vor să vină să investească. Mai avem o delegație din Ucraina și din Moldova. Moldoveni deja și ucraineni s-au stabilit la noi cu ceramica, care sunt distribuitori unici din țara românească. Chievul livrează marfa la Cristești, iar firma respectivă livrează în toată țara. Deci este distribuitor unic și de acolo avem taxe și impozite. Menționăm că fabrica Unvel Tehnic din Cristești este cea de-a treia unitate de producție din România. Compania este prezentă de 15 ani în țara noastră. Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani organizează cea de-a cincea ediție a Festivalului pentru Copii și Tineret, Curcubeul Artelor, în perioada 24-25 noiembrie. Organizatorii își așteaptă concurenții și îi invită să se înscrie până la data de 16 noiembrie pentru cele două secțiuni, muzică și dans. La festival se pot înscrie copii și tineri cu vârstele cuprinse între 7 și 19 ani, grupați în trei categorii. În perioada 24-25 noiembrie 2018, la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani va avea loc cea de-a cincea ediție a Festivalului pentru Copii și Tineret, Curcubeul Artelor. Ca și în anii precedenți, festivalul este făcut în parteneriat cu Universitatea de Artă George Enescu din Iași și cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Prima zi din cadrul concursului, 24 noiembrie, este dedicată pentru interpretare muzicală, iar cea de-a doua pentru dans popular românesc. Dacă în ceilalți ani concurenții puneau în scenă diferite coreografii, anul acesta fiind cel dedicat centenarului, participanții pot dansa doar în stil tradițional. După cum bine se știe, acest festival are două secțiuni distincte. Este vorba de concursul de interpretare muzicală, care va avea loc în data de sâmbătă, 24 noiembrie, iar pentru data de duminică, 25 noiembrie, va avea loc concursul de dans popular românesc. Deci pentru prima dată, pentru că suntem în an centenar, concursul de dans va fi numai pe dans popular românesc. Înscrierile se fac la sediul instituției, iar pentru mai multe informații, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0721 278 631 pentru muzică și 0747 692 647 pentru dans. Înscrierile se fac la sediul instituției. Coordonatorul festivalului de interpretare muzicală este Romică Ipate, iar pentru dans popular este Alexandru Gâmbuță. Sau înscrierile se pot face și pe e-mailul Casei de Cultură, casedecultura.pascani@yahoo.com. Pentru mai multe detalii privind regulamentul și fișele de înscriere, le puteți găsi pe site-ul instituției culturapascani.ro. Regulamentul concursului poate fi consultat și pe site-ul bittv.info. Tot de aici se poate descărca și fișa de înscriere. Primăria Municipiului Pașcani organizează evenimente după evenimente pentru cetățeni. Sâmbătă, 20 octombrie, este rândul prichindeilor și adolescenților să se bucure de un concurs organizat special pentru ei, unul de biciclete și educație rutieră. Sâmbătă 20 octombrie, începând cu ora 10, Municipiul Pașcani în parteneriat cu Poliția Municipiului Pașcani și voluntarii de la Asociația Șansa 2010 și Centrul Local Crini vom organiza activitatea sportivă Pedalăm în Siguranță. Este o activitate, un concurs de biciclete și educație rutieră. Pentru categoriile până în 15 ani va fi un concurs de îndemânare, un circuit organizat de parteneri de la Poliția Municipiului Pașcani. Traseul pe care îl vor parcurge concurenții va fi următorul. Participanții peste 16 ani vor face un traseu, la fel stabilit de Poliția Municipiului Pașcani.
Vă așteptăm începând cu ora 10, de la 10 la 11 se fac înscrierile, la ora 11 vom începe concursul de îndemânare, după care la final vom organiza traseul urban și în aceeași perioadă a activității vom avea și animatorii pentru copii, o activitate cu personaje din desene animate și eroi din desene animate. Organizatorii, administrația locală împreună cu Poliția Municipiului Pașcan și partenerii, Asociația Șansa 2010 și Centrul Local Crini, au pregătit multe surprize și premii pentru toți participanții care vor veni în centrul orașului de la ora 10. Sâmbătă, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai ridicate decât cele specifice perioadei, chiar dacă în centru, sud și est vor marca o scădere față de ziua anterioară. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, ziua local în regiunile sudice și pe spații mici, în rest iar noaptea pe arii restrânse, îndeosebi în nord și centru. Izolat se pot cumula cantități de apă mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade, iar cele minime între 5 și 14 grade. Duminică vremea se va răci, cerul va avea înnorări și temporar va ploua, ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea cu precădere în cele sud-vestice. La munte, în a doua parte a intervalului, în special în zona înaltă, trecători vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, dar local și temporar și în restul zonelor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 15 grade, iar cele minime între 2 și 11 grade. În județul Iași ne putem bucura de încă o zi de toamnă călduroasă sâmbătă, când temperaturile vor varia între 9 și 21 de grade. De duminică însă vremea se răcește, dimineața vor fi cel mult 4 grade, iar în cursul zilei până la 13 grade. Meteorologii anunță și ploi, iar vântul va adia slab.